Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Sunteți în criză de rețete sau lipsă de timp? Haideți să facem împreună o rețetă de paste! Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Pentru a face această rețetă de paste avem nevoie de 100 de grame de spaghete, 100 de grame de șuncă de praga, o lingură de parmezan, un ou întreg și unul numai gălbenușul, o lingură de ulei de măsline, puțină sare și puțin piper. Punem o cratiță pe foc, am pus niște apă în ea, așteptăm să clocotească ca să putem să punem spaghetele la fiert. Apa noastră fierbe, aruncăm pastele și așteptăm să se fiarbă. În timp ce pastele noastre se fierb, batem ouăle cu parmezanul, dar mai întâi batem ouăle. Ouăle noastre s-au bătut, acum punem și parmezanul. Punem o tigaie pe foc, adăugăm uleiul, adăugăm și șunca presată. Și o călim nițel. Șunca noastră de praga s-a rumenit foarte bine. Acum o să răsturnăm din nou în castronel și în aceeași tigaie, pentru că pastele noastre sunt fierte, le transferăm în această tigaie. Acum adăugăm oul care este bătut cu parmezanul, amestecăm foarte, foarte bine, să se gătească și ele un pic. Acum vom măcina puțin piper proaspăt. Puțină sare. Amestecăm. Așa arată minunatele noastre paste. Este o rețetă foarte ușoară de făcut. Când sunteți în criză de timp și de rețete, asta este ideală. Eu vă invit și pe dumneavoastră să o încercați și să-mi lăsați comentarii să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Și nu uitați în primul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a putea viziona toate filmulețele mele și să-mi lăsați comentarii. La revedere!